acum o să-ți spun. Uimește-mă cum nu secret. Un mic secret sau o, hai să o numim un mic păcat, dar meu că am și un păcat de ca toată lumea. După cum vezi aici în stânga mea, văd aici avem un camion care, deci suntem și noi niște mici tuneri. Noi umblăm mai mult la aspectul mașinii, da? Adică la personalitatea ei, cum îmi place mie să spun. Deci nu intrăm în interiorul mașinii, la motor, la etc., computere, cai putere și așa mai departe. Chiar dacă faci mici modificări optice, ești în grafic, dar la aerodinamica mașinii, aia care o gândit o fabrică și o pus în aplicare, o fabricat-o, da? Sunt lucruri care sunt testate și paratestate și ca atare... Așa. Faci referire la aici, Scania? Aici vorbim deja la Scania. Camionul ăsta că e stoc de fabrică. Da, deci ăsta de e exact... Și este cea mai bună variantă. Dar Scania per ansamblu e considerată regina sau regele șoselelor și ca atare nu-i numai un slogan sau habar n-am ce altceva, ci chiar așa este și adevăr. Dacă ne uităm un pic la mașina asta, o să vezi multe lucruri. Uite cum e, de exemplu, spoilerul ăla în spate, da? Vezi, el mai are încă o prelungire de cauciuc care vine da. Chiar și în partea de jos. Deflectorul îi încă o dată prelungit. Asta înseamnă ajută că acolo dinamică și nu mai intră aer. Îi dă deja un alt circuit la aer, un alt curs. Sau, uite, de exemplu, fusele astea laterale. Îl văd cu prelată. Da. La prelată, exact, la prelată iară e un factor important ca în momentul când mașina se află în trafic sau în mișcare, prelata s-o ai întinsă să fie ață, nu să flendure. Exact, n-are voie să flendure. Nu știu ce se întâmplă dacă flendură. Păi dacă flendură, există, în primul rând, există frecarea asta în plus care ne dezavantajează. Doi la mână există riscul să se rupă, da? Și doi la mână, există riscul. Mama, dezechilibru îl avem, dar nu ne afectează atât de tare cât că să distruge prelata, să distruge marfa. Deci ține de fiecare în parte cum, fiecare șofer în parte cum își gestionează și cum își... Exact, exact. Adică niște lucruri care influențează foarte mult la bunul mers al camionului pe trase. Da. Și aici, așa să-ți gândești că trebuie să avem în calcul și în grijă, inclusiv micile chingi alea negre ce le vezi acolo, și alea dacă capă tot la supra plusul de chingă, dacă nu-i prins într-un anume mod, și ăla afectează pe bune. Ideea e că dacă vrei să ai o mașină care e ergonomică și să încadrează dinamica să fie bună, trebuie să o lași așa cum a gândit-o fabricantul.